Într-o postare recentă pe o rețea socială, Constantin Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului, scria că e mândru că este român, dar că este trist să constate cum vandalismul și lipsa de respect aduc distrugeri naturii. De fapt, ministrul făcea aluzie la mormanele de gunoaie, care zac peste tot în România și poate am fi tentat să credem că e doar vina autorităților care nu ridică la timp aceste deșeuri. Dar, dacă am fi să judecăm drept, de fapt este și vina celor care aruncă gunoiul la întâmplare. Invitatul nostru de la această oră este Octavian Berceanu, fostul comisar șef al Gărzii de Mediu. Bună dimineața! Bună dimineața! Până la urmă, dacă ar fi să împărțim așa vina, am avea pe cine să dăm vina într-un mod concret? De ce avem această problemă a deșeurilor aruncate la întâmplare? Păi, în primul rând, aș începe cu educația, care lipsește cu desăvârșire în ceea ce înseamnă managementul deșeurilor și modul în care noi folosim natura și extragem de acolo resurse și uităm să înapoiem ceea ce folosim într-un mod adecvat, adică să fie biodegradabil. Ori, în primul rând, a lipsit educația în acești ultimi 30 de ani. Mai mult, autoritățile locale nu au făcut absolut nimic pentru a avea colectare selectivă la nivelul populației. Nici măcar Bucureștiul, care generează aproape un sfert de deșeuri în România, nu are colectare selectivă la nivelul sectoarelor. Păi și doar educația poate fi blamată pentru chestiunea asta? Nu putem găsi o soluție? Că e trenează de atâta vreme această problemă. E greu să acuzi cetățenii atunci când ai foarte multe primării care nu pun la dispoziția cetățenilor colectarea deșeurilor, nici măcar selectivă. Imaginați-vă ce se întâmplă în provincie, unde vrei să arunci un frigider, unde vrei să arunci un aragaz, produse electrice și electrocasnice, unde nu vine nimeni să-ți ridice gunoiul pentru că este prea scump sau comuna respectivă se întinde pe 10 km sau 20 de km lungime, undeva pe o vale de munte, de exemplu. Autoritățile nu au fost forțate, iar primarii nu au fost niciodată amendați consistent că nu-și fac treaba. Și în acest fel, de fiecare dată când a existat o amendă pe primărie, au plătit-o cetățenii, niciodată primarul. Nu a existat nicio unaltă asupra primarului prin care să-l forțezi să implementeze un sistem de gestionare corectă a deșeurilor. Domnule Berceanu, și atunci, în opinia dumneavoastră, ce măsuri rapide s-ar putea lua pentru ca aceste infracțiuni din partea cetățenilor să nu mai existe și nici lipsa de interes poate a primăriilor, așa cum a spus dumneavoastră? Să simtă și primarul că e responsabil până la urmă de chestiunea asta la nivelul localității pe care o păstorește. Exact. Trebuie să avem unelte prin care să putem amenda primarul când nu face niciun pas în acest sens de a genera facilități pentru cetățeni. Trebuie să vedem cum își fac acele firme de salubritate treaba în teren și trebuie să obligăm UAT-urile, adică primăriile, poate și cu ajutor de la stat, de la guvern, să implementeze niște sisteme pe care nu le inventăm noi. Sunt peste tot în Europa, în orice comună implementate, de a colecta corect deșeurile. De exemplu, ai o platformă undeva bine determinată în sat, unde odată pe lună sau în comună, unde odată pe lună sau la oraș, vii și depozitezi ce ai de depozitat, mobilă, lucruri voluminoase, dispozitive electrice și electrocasnice, orice, astfel încât să nu mai arunci în natură. Și venim și cu amenzi pentru cei care aruncă în natură. Și avem nevoie și de camere de luat vederi, astfel încât să vedem cine își bate joc de natură prin arunca deșeurilor. Ați vorbit de amenzi. Legislativ se poate face ceva? Facem un exercițiu de imaginație, acum noi trei aici. Ce este grav, există legislație, există directivele europene implementate, doar că în momentul în care te duci la un primar și spui, domnule, uite, de ce nu amendezi populația că aruncă deșeurile, zice, păi nu, că nu voi mai fi votat. Sau îl întreb, de ce o groapă ilegală la marginea comunei? Păi dacă nu lasă groapa aia să funcționeze și le iau banii cetățenilor pe deșeuri, nu voi primi voturi peste un an sau doi. Există problema asta, trebuie forțat primarul să voteze. Deci primul lucru ar trebui să avem niște amenzi pe care să le plătească primarul din propriul buzunar. Bun. Și în afară de amenzi, domnule Berceanu, ceva rapid
pe care am putea să-l schimbăm în legislația actuală. Poate că cetățenii nu înțeleg suficient de bine treaba asta cu deșeurile. Avem câteva proiecte care sunt depuse la Camera Deputaților sau la Senat. Avem acest registru de mediu și cazier de mediu. Cazierul de mediu înseamnă că apar acolo toate antecedentele tale privitoare la amenzile date pentru nerespectarea legislației de mediu. Și atunci, dacă ești firmă, nu mai poți merge, de exemplu, să obții un contract cu statul. Oricine, orice partener poate să vadă în cazierul de mediu că ai probleme și că nu te ocupi de partea asta de mediu. Nu e nevoie de un public shaming, dar trebuie să conștientizăm și ceilalți jucători din piață că problema de mediu e foarte importantă. Trebuie să venim cu niște exemple. De exemplu, pe București nu există colectare selectivă. Dacă tu în capitala țării nu ai colectare selectivă și nu ai un sistem de trasabilitate al deșeurilor, care trebuie să fie la nivel național, exact cum e Sumalul 2.0 pentru lemn, așa trebuie să existe și pentru deșeuri. Nu poți să vezi de cine generează deșeuri, cum sunt transportate și unde ajung. Săptămâna trecută am fost martor unor cazuri de noaptea minții în care au dispărut 10 autocare care urmau să fie dezmembrate ilegal, au dispărut de sub nasul poliției peste noapte, dimineața nu le-am mai găsit. Deci avem niște autorități care de fapt facilitează infracționalitatea de mediu, niște reprezentanți funcționari publici care facilitează, sunt părtași în infracționalitatea de mediu. Și aici trebuie DNA-ul să intervină. Domnule Berceanu, acum plecăm din București către Constanța, unde de asemenea autoritățile ar putea să facă ceva, ar trebui să facă ceva, pentru că portul e o poartă de intrare a multor deșeuri ilegale. N-ar trebui să se întâmple ceva cu ele, să nu se mai întâmple de fapt acest lucru? Ar trebui să se întâmple foarte multe lucruri. Ar trebui, de exemplu, să avem niște scanere fixe sau mobile și să vedem ce se află în acele containere. Noi ce prindem e foarte puțin, de fapt, din ceea ce intră în țară. Același lucru ar trebui să se întâmple și la celelalte puncte vamale, unde să avem personal, de exemplu, garda de mediu, să aibă birouri permanente, să ai digitalizare. Asta ce înseamnă? În momentul în care vameșul respectiv scanează și trimite într-un sistem național actele care vor ajunge la ANAF pentru verificarea mărfii, trebuie să ajungă și la garda de mediu sau la Ministerul Mediului pentru verificarea provenienței și locului unde se duc deșeurile respective, dacă ele pot intra în țară. Avem foarte multe instalații de neutralizare ale deșeurilor și fictive. Și când intră în țară, devine responsabilitatea cui? A țării respective, a României în cazul nostru, autorităților. De asta trebuie stopate la intrare în țară, la graniță. Da. Ele nu trebuie să ajungă pe teritoriul național. Mulțumim frumos. Foarte multe lucruri de făcut. Mulțumim frumos. Și Teo cred că s-ar porni pe chestia asta. Poate ne întâlnim o dată cu ea. Da.